Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să pregătim astăzi un aperitiv absolut delicios și simplu. Fructe de mare prăjite. Avem nevoie doar de 3 ingrediente. Fructe de mare, făină și ulei pentru prăjit. Simplu. Nu le pun sare, nu le pun piper, nu le pun nimic. Le las așa cum sunt, pentru că îmi place să le simt gustul natural. Eu am aici 500 de grame de fructe de mare, inele de calamari și creveți, plus 100 de grame de făină albă, ca să tăvălesc ușor fructele de mare. Puteți folosi pesmet dacă doriți. Eu prefer făină albă de data aceasta. Creveții, eu așa i-am cumpărat prefierți. Dacă luați creveți, prefierți sunt aceștia care au culoarea roșie, cei care sunt gri sau bej deschis, de obicei sunt creveți proaspeți, nefierți. Vă uitați aici, pe spate, da? Dacă e curățat intestinul. La mine sunt curățați, vedeți? Se desface aici, tăiați cu un cuțit sau cu un foarfece și apoi scoateți intestinul. Eu, dacă i-am curățați, n-am mai făcut asta. E bine să verificați aici dacă sunt tăiați sau nu. Și începem să dăm fructele de mare prin făină, dar le scuturăm, nu le lăsăm cu multă făină. Probăm uleiul, aruncăm puțină făină, când se ridică la suprafață imediat, uleiul este potrivit și punem fructele de mare la prăjit. Le întoarcem. Nu se lasă mai mult de 3-4 minute la prăjit, pentru că se întăresc de timp tar ca un cauciuc. Trebuie să rămână moi. Scoatem pe o farfurie căptușită cu șervețele ca să se scurgă surplusul de ulei. Și la fel procedăm și cu restul. În 10 minute am terminat, așa arată creveții și calamarii noștri prăjiți. Exact la fel se pot prăji și scoici și caracatițe, tot ce aveți. Dacă doriți, puteți adăuga sare, cât luați cu 3 degete pentru 500 de grame de fructe de mare, sau puțin piper proaspăt măcinat. Se pot da și prin ou, apoi prin făină, după dorință. Eu am preferat să fac simplu. Doar dat prin făină totul și apoi prăjit. Îmi place să simt gustul natural al fructelor de mare. Sunt absolut delicioase, pregătite așa, simplu. Uitați-vă cât sunt de moi. Deci sunt atât de moi încât se rup cu mâna. Nici n-am nevoie de cuțit și furculiță. Vă invit să probați rețeta, să reveniți să-mi spuneți cum a ieșit. Vedeți și celelalte rețete cu pește și fructe de mare de pe acest canal, dar de pe blogul Poftă Bună cu Gina Bradea aveți ce alege. Sunt peste 100 de rețete scrise. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept să mai gătim împreună bunătăți de genul acesta, simple și gustoase. La revedere!